În orice făptură, și orice creatură, e, Doamne, mărirea Ta. Întreaga natură, orice limbă și gură, îți cântă aleluia. Osana, 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 ești venit să fii lăudat. Sfânt și înălțat, să vadă oricine că-n nimeni ca Tine în veci, Doamne, fi lăudat. Osana, 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 ești vrednic să fii lăudat. Pe Domnul. Cântarea corală va fi urmată de poezia David cu cinci pietricele, recită nimeni altul decât David Pop. Domnul să-l binecuvânteze. Andreea Sigărtău va cânta Avem atâtea bucurii. Apoi urmează poezia Cu tine pe cale. Timi Costin va recita. În urmă, un grup de fetițe cântă Ce minunat e Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze mesajul cântărilor și poeziilor pe care le prezintă copilașii noștri. După această lucrare a copiilor, Rut și Aron vor cânta spre slava lui Dumnezeu. Între cei pe care i-am salutat, ați fost și voi. Acum vă spun personal și direct. Bine ați venit! Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru slujire. Thank you.
David cu cinci pietricele se armase de război. Vă rog să priviți spre ele, că tot cinci avem și noi. Platoșa neprihănirii, scutul care e credința, 3 e coiful mântuirii, 4 râfna stăruința, 5 e sabia cuvântul, binecuvântarea dată, care va suda pământul într-o pace minunată. Amin. Răspuns că numele-ți chem. Cu tine prin ape capeștele trec și clipe de taină cu tine petrec. Cu tine mi-e viața un cântec sublim și inima-mi cântă când ție mă închin. Cu tine iubirea nu-i vorbă în vânt, că cea izvorăște mereu din cuvânt. Cu tine pe cale spre cer pășesc, doar tu-mi dai putere mai mult să iubesc. Amin. Thank you.
și-ntreaga lume dându-se pe sine. Prin Fiul Său născut din neam evreu, deși e suveran în întregime, El ne-a iubit pe mine și pe tine. Și-ntreaga lume dându-se pe sine, prin Fiul Său născut din neam evreu. Ce minunat e Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Ne bucurăm să fim cu dumneavoastră în această după masă. Am venit așa rapid să ne mai vedem cumnatul. Rut să se întâlnească cu fratele și cumnata. Însă am vrut să ne bucurăm împreună cu voi în această seară și până aici Dumnezeu ne-a dat har minunat și ne-am bucurat. Ne-am rugat lui și El ne-a ascultat. Suntem siguri de aceasta. Dar haideți în continuare împreună să cântăm spre slavă Lui și să lăudăm numele Lui prin cântecul care spune atât de frumos: Laud numele Tău, Iisus! Ești al meu rege, ești împărat. Cântă și declară acest adevăr din toată inima. Ioan începe Evanghelia sa spunând că la început a fost cuvântul și acest cuvânt s-a întrupat și a fost plin de har și adevăr ca noi să urmăm exemplu și să trăim o viață cum a trăit-o El. Fie ca Dumnezeu să ne ajute. Haideți să-I dăm laudă, cântând din toată inima. Laud numele Tău! La început a fost cuvântul și cuvântul s-a întrupat. Să ce-a fost răpuns. Laud numele Tău, Iisus, a slavei rege. Laud numele Tău, Iisus, laud numele Tău, Iisus, ești al meu rege înălțat. Laud numele Tău, Iisus, Cielul ce-a fost răpus. Laud numele Tău, Iisus, a slavei rege. Iar pentru a fi în veci cu mine, printre oameni,
fost răpus la un numele tău, Iisus, a slavei rege. Să fie Domnul. Naomi Duca urmează să cânte și cântarea ne amintește încă o dată, e un cuvânt al Scripturilor care declară: din El, în El și pentru El sunt toate lucrurile. Cântarea va fi urmată de poezia sau recitarea psalmului 127, așa cum Eliza Georgiu va arăta. Grupul de fetițe urmează să cânte Pot totul în Hristos. Apoi Abigail Mocan va cânta Astăzi vin la tine, Domnul meu. Și slujba copilașilor va fi încheiată cu cântarea Mulțumesc, Iisuse. Corul copiilor cântă. După cântările anunțate și poezia sau recitarea psalmului 127, grupul bărbătesc va intona cântarea Cât de măreț e Dumnezeu. Urmează apoi propovăduirea Cuvântului Sfânt. Dumnezeu să dea har fratelui Dănuț pentru primirea Cuvântului. Amin. Thank you.
veci de veci, amin. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, în veci de veci, amin. Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce o păzesc. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Amin. Mulțumesc
îți mulțumesc de ta iertare. Sunt răscumpărat prin harul tău și trăiesc prin a ta îndurare. Sunt atât de fericit, Domnul meu iubit, de minune ce-ai făcut în viața mea. Vreau să-ți cânt, vreau să te laud, să-ți mulțumesc că ești în viața mea. Cu putere m-ai luat din întuneric și mi-ai arătat înțelepciunea ta. Amin. Mărginirea e Tatăl
Masa aceasta, prin harul Domnului, am avut posibilitatea să auzim cântări, să auzim cum am cântat și de asemenea un cuvânt pe care
cunoaștem, nu știm, nu vă să citim. Și rostesc câteva gânduri din aceste pasaje care au fost citite. Imaginea celor doi tâlhari pe cruce o avem întotdeauna în minte în ziua când sărbătorim moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dar în această masă aș vrea să vedem mai mult decât acea imagine a lor așezată acolo, să privim la starea pe care oamenii aceștia o aveau în interiorul lor. Pentru că erau ultimele clipe a vieții lor și m-am gândit la ultimele clipe care mi-ar fi oferite mie a vieții mele, cum le-aș gestiona și ce aș face dacă mi s-ar oferi șansa să îmi salvez sufletul. Acești doi oameni, cei doi tâlhari, au avut șansa să primească iertarea și salvarea din păcatele și fără de legile lor. Și dacă ne gândim la acest lucru, vedem că posibilitatea aceasta este una care mai mult decât ar fi așteptat ei șansa să fie în Împărăția lui Dumnezeu. Și lucrarea aceasta au putut o face într-un singur fel, prin mărturia sau mărturisirea personală. Și citeam de Romani ce înseamnă să primești mântuirea prin mărturisire. Dacă mărturisești din gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și cuvântul acesta nu exprimă decât o voință personală, conștientă a fiecăruia dintre noi, care să aibă la bază credința în faptul că Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos din morți, slăvit să fie numele Lui. Lucrarea aceasta a mărturisirii sau a mărturiei personale, așezată pe credința în jertfirea Domnului Iisus Hristos, ne dă posibilitatea să accedem, să ajungem în mântuire prin iertarea păcatelor și a fără de legilor noastre. Și spune versetul 10, căci prin credință din inimă, deci credința exprimată nu este altceva decât arătarea neprihănirii pe care o putem obține, spune ceea ce generează credința, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Odată manifestată credința în inima noastră generează neprihănire și mărturia noastră personală ne duce la mântuire. Dacă aceste lucruri le-am înțeles și dacă aceste lucruri suntem gata să le și punem în aplicare, în această seară tema pe care noi am avut-o a fost mărturisirea mântuitoare. Și dacă stăm și ne gândim la cei doi tâlhari, aș vrea să vă întreb, încercând să mă destind pe mine și în același timp să vă provoc să vă gândiți, ce spuneți? Care din cei doi au făcut o mărturisire? Și sunt convins că răspunsul va fi cel care a primit mântuirea. E adevărat. Dar gândiți-vă și la faptul că și celălalt a încercat o mărturisire care ar fi vrut să fie în felul lui. Și de multe ori noi credem că dacă prezentăm lucrurile în felul nostru, este în regulă, este bine. Dar uitați-vă aici ce spune cuvântul,
că unul dintre tâlharii răstigniți îl bajocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Și prin asta încerca să prezinte ceea ce Scriptura spunea, că va veni Hristosul, Salvatorul, Mântuitorul, dar într-un mod batjocoritor. Dacă ești tu Hristosul, dacă ești tu acel care poți să aduci salvarea, am și modalitatea prin care poți să o faci. Mântuiește-te pe tine și apoi mântuiește-ne și pe noi. Uite, asta e soluția prin care eu cred că poate fi dovedită iertarea. Nu zic că Domnul Iisus Hristos n-ar fi putut să facă acest lucru, n-ar fi putut face. Dar gândiți-vă care ar fi fost repercursiunile, ce ar fi rămas în istorie. A mântuit doi tâlhari și pe el. Și atât. Și istoria ar fi consemnată pentru un timp, cum s-au coborât doi tâlhari de pe cruce și cum am avut posibilitatea să revină la viață. Și atât. Domnul Iisus Hristos avea un alt rol și avea un alt sens acolo pe cruce. Acolo pe cruce vroia să salveze omenirea. Și toți cei care aveau posibilitatea sau au avut posibilitatea să-L mărturisească pe El ca Fiul al lui Dumnezeu, așa cum citeam, și să creadă în inima lor că este înviat din morți, au șansa mântuirii mai mult decât doi oameni. O mărturisire care este una denigratoare, este una batjocoritoare, este una, dacă vreți, provocatoare. Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-te și pe noi. Ia lucrul ăsta să-l vedem. Cam așa ar fi sunat în sistemul batjocoritor al gândirii acelui tâlhar. Spun acelui tâlhar pentru că Evanghelia după Matei, cât și Evanghelia după Marcu, la un moment dat spune că amândoi batjocoreau. Și a venit un moment în care unul dintre ei, așa cum Fiul Risipitor și-a venit în fire, a schimbat atitudinea stării lui și a început să se confrunte cu păcatul și cu realitatea vieții. De aceea, în această seară, mărturisirea, eu o consider ca fiind o comunicare a unor gânduri, păreri, fapte prin care recunosc sau recunoaștem că am încălcat niște adevăruri. Și dacă mărturisirea este aceasta, n-am vrut să par o definiție, n-am luat-o ca o definiție din prin cărți, am gândit-o că asta ar fi lucrarea pe care eu am înțeles-o despre mărturisire. Ce înseamnă Mântuitor? Înseamnă salvare, înseamnă dezrobire. Și atunci, dacă eu exprim faptele, părerile, gândurile mele păcătoase, înaintea unuia care poate să ierte, să salveze, să mă dezrobească, în seara aceasta, mărturia mântuitoare a revenit în dreptul celui care a stat înaintea Fiului lui Dumnezeu și a spus: după masa acestei zile, în auzul urechilor noastre, nu te temi tu de Dumnezeu? Unul care va zucura ceva timp în urmă, își revine și îi spune: există un Dumnezeu. În ultimele clipe pe care le trăiesc pe pământul acesta, realizez că viața mea se termină și voi ajunge în fața lui Dumnezeu. Am trăit dezamăgiri destule. Un tâlhar care ajunge să-și sfârșească viața după faptele pe care le-a făcut. Și sunt convins că a fost dezamăgit, că a fost prins. Sunt convins că a fost dezamăgit, că planurile lui n-au putut fi duse la sfârșit. Sunt convins de lucrul ăsta. Dar în fața unei realități, în fața
ultimelor clipe de viață, ni se mai oferă o șansă. Și șansa aceasta se numește Hristos Domnul, mărit să fie numele Lui. Această șansă o avem și noi și această șansă trebuie să o folosim și noi, să o fructificăm și noi. Pentru că omul acesta a înțeles că trebuie să înfrunte neadevărul pe care celălalt îl promova. Un neadevăr care sună destul de real la prima auzire, dar care, stând și căutând în profuzime, vedem că, de fapt, există o tendă a unei lipse de bun simț, a lipsei de înțelegere a voii lui Dumnezeu. Nu te temi de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Amândoi suntem greșiți, amândoi am făcut aceleași fapte, amândoi merităm moartea. Și prin asta, acest tâlhar a început să schimbe atitudinea interioară a vieții lui. A început să-și mărturisească starea, faptele și să dorească să prezinte lucrurile într-o altă formă. Și înfruntând neadevărul și recunoscând, de fapt, adevărul real în Fiul lui Dumnezeu, începe să își dea seama că lucrarea aceasta a mărturisirii mântuitoare sau a mărturisirii personale este în favoarea lui. Și de aceea, când vorbim despre o schimbare de atitudine, am vrea să fie una reală și vizibilă. De aceea, acest om a demonstrat că și-a schimbat starea. Dacă batjocoria împreună cu celălalt, a schimbat rolul și a spus, stai puțin, sunt conștient de faptul că plec, că ajung în fața lui Dumnezeu, că voi ajunge la judecata lui Dumnezeu și care va fi șansa vieții mele să mântuiesc sufletul. Trupul oricum va trece în câteva ore, va muri aici pe crucea aceasta, nu știu câte gânduri o fi trecut prin cap, dar știu un singur lucru, că schimbarea atitudinii a fost una demonstrată vizibil. Și atunci când mărturisim înaintea lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, trebuie să se vadă că ceea ce spunem ne reprezintă, ceea ce spunem de fapt și punem în practică. Un alt lucru care îl găsesc aici este că mărturisirea mântuitoare nu este altceva decât una făcută din convingere și așa cum citeam în roman, prin credință. O mărturisire care o faci nu pentru că vrea cineva, o mărturisire pe care o faci pentru că ești convins tu. Mi s-a întâmplat să spun și altora că Dumnezeu mi-a dat șansa să fiu vindecat de boala aceasta cruntă a secolului 21 și 20 și știți care a fost răspunsul? Asta o spui tu, dar eu dacă n-am petrecut pe acolo nu pot să cred. De aceea, în această seară aș vrea să vedem în mărturisirea acestui tâlhar convingerea personală pe care a exprimat-o și a spus-o. Pentru noi, faptele noastre merită și rezultatul a ceea ce se întâmplă, să fim crucificați. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut nimic. Omul acesta, cu alte cuvinte, nu-și merită pedeapsa. Și convingerea trebuie să ducă înspre o convingere deplină și o exprimare interioară, fără a exista un conflict în trăirea pe care noi o avem. De aceea, în seara aceasta, mi-ar place să ne îndreptăm gândurile și să privim în sinea noastră, să vedem dacă întotdeauna când rostim cuvântul lui Dumnezeu, dacă întotdeauna când expunem cuvântul lui Dumnezeu, suntem convinși că ceea ce spunem și este. Pentru că
mai avem posibilitatea încă să dovedim prin convingerile personale acelora pe care îi invităm să primească mântuirea. Avem exemplul pe paginile Sfintelor Scripturi al lui Filip și Natanael. I-a prezentat Filip lui Natanael posibilitatea salvării și a spus: vino căci noi l-am găsit pe Hristosul, pe Mesia, vino și tu. Știți care a fost răspunsul? A spus: poate ieși ceva bun din Nazaret, parafrăzând pasajul. Cu alte cuvinte, crezi că mă poți convinge așa simplu, explicându-mi, spunându-mi ceea ce tu simți? Și atunci răspunsul lui Filip pentru Natanael a fost mult: vino și vezi, vino și convinge-te. Trebuie ca ceea ce spunem să fie convingător în noi și în același timp să prezentăm o situație care se ducă înspre convingere. Apoi, un alt lucru care aș vrea să îl găsim și să-l vedem în pasajul citit, mărturisirea mântuitoare, pe lângă schimbarea atitudinii și pe lângă convingerea personală, are nevoie și de dovezi. De aceea, aș vrea ca în această seară, dovezile Scripturii să fie cele care să ne apropie mai mult de Dumnezeu și să ne așezăm în sufletul nostru, în inima noastră, pentru ca să trăim în mântuire, în iertare, în salvare, împreună cu Domnul nostru. Și a zis tâlharul, s-a exprimat tâlharul și a vorbit Domnul Iisus Hristos astfel: Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. O solicitare scurtă, frumoasă, conștientă. Momentele care au trecut a vieții parcă i-au fost șterse. A recunoscut în Domnul Iisus Hristos Domnul vieții lui, a recunoscut că există o împărăție unde va domni și a spus: aș vrea să fiu și eu acolo. Aș vrea să stau și eu împreună cu tine în împărăția ta. Dacă mai există posibilitatea, nu și-a exprimat opțiunea de a fi. A zis: când ajungi acolo, adu-ți aminte și de mine. La nivelul gândirii, mai gândește că a fost un păcătos lângă tine, crucificat, care a murit pe lemnul crucii, la fel ca și tine, dar pentru faptele lui. Tu ai fost un sfânt, tu ai fost un om fără de păcat și un Dumnezeu în același timp, dar care poți să dai posibilitatea iertării și a salvării. Adu-ți aminte și de mine. Și ce putem face? Sau de ce trebuie să facem, mai bine spus, mărturisirea aceasta? La fel ca și tâlharul, pentru ca să căpătăm îndurare, așa cum spune cuvântul Domnului. Îndurarea pe care o primim sau pe care o putem primi este datorită puterii învierii Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și această îndurare aș vrea ca în această seară să fie răsfântă peste biserica din Dej și peste fiecare din noi. Îndurarea de a putea ajunge și accede mântuiți, iertați, eliberați, dezlobiți de starea de păcat în împărăția lui Dumnezeu. O exprimare scurtă pe care Domnul Iisus Hristos a rostit-o, care a fost suficientă și care a adus adevărata mântuire pentru acest tâlhar a fost: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Un adevăr petrecut imediat, un adevăr care duce în raiul Dumnezeu. Acest lucru aș vrea să ne însuflețească în a ne exprima, în a mărturisi despre salvarea pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o tuturor celor care cred, așa cum spuneam,
și mărturisesc că Iisus Hristos, Domnul, a înviat din morți și că Dumnezeu a fost acela care a dat șansa salvării noastre a tuturor. Avem o șansă în seara aceasta, aceea de a mai auzi cuvântul, o șansă în care putem să înțelegem că atât de ușor putem să ducem în derizoriu mărturisirea personală și în loc să fie o mărturisire care se ducă spre mântuire, poate fi una batjocuritoare, jignitoare, înjositoare, provocatoare. Am auzit asemenea de mărturii, am auzit asemenea provocări la adresa mea și nu numai a celor care au spus că sunt pocăiți. Am văzut oameni batjocoriți pentru trăirea de credință pe care și-au mărturisit-o. Dar în această seară, cuvântul este pentru noi. Mai avem o șansă, o șansă a salvării, a mântuirii. Și nici într-un caz să nu punem accentul pe acea mărturisire care nu duce înspre salvarea sufletului. Salvarea sufletului vine în nădejdea și în credința că Hristos Domnul este acela care o dă și zic Domnul Iisus Hristos să ne dea tăria, să-L credem și să trăim frumos împreună cu El. Amin. Amin, amin. Sora Ruth și fratele Aron vor mai slăvi pe Domnul cu o cântare. Haideți împreună să facem această frumoasă mărturisire. Eu de tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și a mea apărare. Doamne, Christos in me.
Să fie Domnul, că El este neprihănirea noastră și este apărarea noastră și din mâna Lui nu ne poate smulge nimic. Un scurt gând în finalul slujbei din această seară. Stau și mă întreb uneori de ce ne complicăm viața. Dacă știe cineva să complice viața, acela nu este altcineva decât eu. Și dacă te gândești că este cineva care îți complică existența, nu te uita nici în dreapta, nici în stânga, uită-te în oglindă și vezi cine este vinovatul. Suntem, nu știu din ce motive, înclinați pe a căuta căile cele mai întortocheate și mai complicate, pentru a ajunge la un rezultat care este lângă noi. Gândul care spuneam că aș vrea să îl împărtășesc este acesta. Lucruri simple pentru împliniri mari. Lucruri simple. Existența noastră de zi cu zi este făcută din lucruri extraordinare. Nu trăim prin niște legate așa una de alta minunile alea care zic, extraordinare. Mărunte legate unele de altele și formează întregul. Trei repere. Între viață și moarte, vorbim de viața și de moartea întâiului născut, în Egipt a fost un lucru așa de simplu. Niște sânge a unui miel, luate adevărat după niște criterii, pus pe ușorii ușii, pe pragul de sus, ce faceți lucrul ăsta și vă va trăi întâiul născut. Și beneficiu, carnea mielului, mâncați-o, hrăniți-vă, e cina voastră.
înțelegeți absolut nimic, decât trebuie să dați dovadă de ascultare. Luați sângele mielului și stropiți-l cu mănunchiul de isop pe stâlpi și pe pragul de sus. O, nu ne cere altceva mai mult, mai greu. Îngerul când va trece, va vedea semnul sângelui și va ocoli casa. Și în dimineața următoare, când deja de pe la miezul nopții, în casele egiptenilor era jale, era vuiet și bocete de neconsolat. În Gosen, în ținutul ascultării, față de un lucru simplu, era liniște și nici măcar niciun câine n-a hămăit în noaptea aceea. Un alt copil. E situația critică a lui Naaman, se amintea și dimineața de el întreacă, ajunge într-un moment dat, în sfârșit, cum am spune noi, la casa unde stătea Elisei. De când a plecat de la până la împăratul, s-a complicat cum va explica, cum se va duce și să îi spună împăratului, știi, lângă tine a stat atâta timp un lepros, călcând legea sanitară și așa, cum să-i spun, cum să, o să se audă, ce s-a complicat, cred că omul acesta și cât n-a dormit. Dar până la urmă se duce, împărate, asta mi-e situația, acum cum să, facem, ei, grămăticilor, scritorilor, veniți, faceți înscrisuri, ăla de la trezorerie, să aducă aur, să aducă alai, câte și mai câte. Complicată viața, mult complicată viața. Se duce și împăratul Israelului, nu-s Dumnezeu, ai de-a face cu, am de-a face cu Dumnezeu. Păi atunci dacă omul acela este acolo, și-a început să-și prăjească mintea cu scenariul. Cred că va veni, o să facă un ceremonial între complicat. Va veni, va rosti oarece cuvinte magice, nu știu ce va face, dar oricum el trebuie să-și pună mâna, că dacă nu pune mâna, nu cred că se poate rezolva, că va chema, nu, că va implora, că va face... Și când ajunge acolo, nici măcar nu îl întâlnește pe Elisei, ci întâlnește o slugă. O slugă care vine repejor pe cărăruia de la casă până la poartă și stăpânul meu zice să te duci să te scalzi. Să te duci să te cufunzi în Iordan de 7 ori. Păi dar la ce bun toată zbaterea? Dar ce nu poți să ai? Cu împăratul, cu desagii, cu aurul, cu ceremonii, cine te-a pus să-ți complici viața? Între sănătate și lepră, un lucru simplu, ascultarea. Cufundă-te de 7 ori și vei fi sănătos. Așa a fost? Așa a fost. Între două stări eterne, între viața veșnică și moartea veșnică, Hristos, la care n-a trebuit să se apeleze la nu știu ce ceremonialuri complicate și nici măcar la anularea sentinței de moarte pentru tâlhar. Imaginați-vă, de o parte, unul care ulea, batjocorea și se ducea cu capul înainte în moartea veșnică. Și din coace, nu ceremonia,
nici măcar stropiei cu sânge sau cu apă sfințită. Simplu. Eu am făcut fapte vrednice de pedeapsa care mi se aplică. Eu sunt vrednic de moarte. Eu sunt un nelegiuit. Și auzindu-l pe amicul său de după, că încearcă să obțină ceea ce voia fără recunoștință, fără căință, fără credință, fără pocăință, l-a auzit că hulește, l-a auzit că provoacă, l-a auzit că rămâne mai departe același care a fost ticălos până atunci, a zis, tu ești sub aceeași osândă ca și mine. Problema este că tu nu te temi de Dumnezeu. Ai ce-i bai. Că nu te temi de Dumnezeu. L-a și interpelat. Nu te temi de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Nu cere lumeanul. Nu mai era vremea nici măcar pentru botez. Cuvântul era în el. Șansa salvării sale era în el. Și dacă este cineva în seara aceasta, fără să aibă siguranța mântuirii, fără să aibă siguranța iertării păcatelor, vreau să spun, șansa este în tine. Atenție, cu grijă, nu ne mântuim prin propriile noastre forțe, ci șansa în noi este cuvântul care l-avem în noi și cu care putem veni la Cel care stă între cele două veșnicii, între moarte și între viață, Hristos. Înainte de versetul 9 din Roman, din capitolul 10, este cuvântul care vorbește despre neprionirea prin lege și neprionirea primită de la Dumnezeu prin Hristos. Și iată cum vorbește neprionirea asta pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta, cine se va sui în cer, adică să-L coboare acolo pe Hristos. Dar cum se mai poate? Existența. Dar a venit cineva din moarte, ne complicăm existența. Dar dacă ar veni cineva din moarte, atunci lucrurile mai departe. Sau, cine se va coborî în adânc? Deci cine se va sui în cer, să-L coboare pe Hristos? Sau cine se va coborî în adânc să îl scoată pe Hristos? Ce zice ea, neprihănirea asta venită de la Dumnezeu? Cuvântul este aproape de tine. Este în gura ta, este în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Și urmarea, dacă mărturisești cu gura ta, nu cu gura părinților, nu cu gura nenașei, nu cu gura unui interpus. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Vrei ceva în plus? Vrei ceva mai mult decât mântuirea? Nu există. De aceea, la botez se pune bază pe mărturia personală. Și de aceea insistăm pentru înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu care spune că botezul
nu este o complicație. Că botezul nu este spălare din tinăciuni trupești, nu, dar cum o face, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, cuget care rostește cuvântul, cuvântul credinței, cuvântul recunoașterii stării de păcătoșenie și cuvântul credinței. Între moartea și viața întâiului născuți, un lucru simplu, sângele unui miel așezat prin ascultare. Între sănătate sau lepră și oprobiul public pentru totdeauna, ascultarea cufundării de 7 ori în Iordan. Între moartea eternă viața veșnică în fericire, Hristos, căruia ne adresăm cu cuvântul credinței noastre. Și El, singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu, va purta mărturia noastră, mărturisirea noastră înaintea Tatălui, spre binecuvântare. Vă invit să vă ridicați și împreună cu fratele Gigel să aducem mulțumire înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune la încheierea slujbei, încredințându-ne ocrotirea dumnezeiască la despărțire peste noaptea aceasta și peste timpul de Dumnezeu. Fi slăvit și binecuvântat Tatăl nostru care ești în ceruri pentru această seară, o seară în care am stat în prezența Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru cântare, îți mulțumim pentru recitare, mulțumim pentru cuvântul care a fost vestit, mulțumim pentru rugăciunile pe care credem că ni le-ai ascultat, mulțumim pentru prezența Ta, Doamne, în mijlocul nostru, Te binecuvântăm și Te slăbim. Și acum, la despărțire, Te rugăm să rămâi cu noi, să ne binecuvintezi, să ne ajuți ca și în săptămâna care urmează să trăim după voia Ta, împlinind tot ce am declarat, tot ce am cântat, tot ce am ascultat în seara aceasta. Binecuvântat să fie numele Tău de acum și până în veci. Amin. Amin.